La finalul săptămânii trecute, eșalonul 3 fotbalistic românesc a găzduit meciurile etapei a 21-a. Liderul seriei a 5-a ACS Fotbal Comuna Rece s-a impus de o manieră categorică pe terenul ultimei clasate Clubul Sportiv Iernut, cu scorul de 6-0 la pauză 3-0. Golurile liderului au fost reușite de goalkeeperul Alin Bota din lovitură de la 11 metri, Alexandru Mărieș, Adrian Micaș, Romario Rus, Paul Oșan și Dacian Dunca. Cea de-a doua reprezentantă a județului Maramureș la nivelul eșalonului 3 fotbalistic românesc, Clubul Sportiv Minaur Baia Mare, a evoluat pe teren propriu în fața ocupantei locului 10, Unirea Tășnad, formație de care a dispus cu scorul de 4-0 la pauză 0-0. Golurile băimărenilor, marcate într-un interval de doar 15 minute, au purtat semnăturile lui Raul Stanciu în minutul 60, Răzvan Lupu în minutul 66, Ciprian Brata în minutul 70, respectiv Sorin Șerban în minutul 75. După această rundă, ACS Fotbal Comuna Recea se menține lider cu 52 de puncte, locurile 2 și 3 revenind echipelor Csíkszerda Miercurea Chuk, respectiv CS Minaur Baia Mare cu 49, respectiv 43 de puncte.